Familia Ojog a încercat să conceapă un copil pe calea naturală. Pentru că acest lucru nu le-a reușit, soția Oxana a apelat la fertilizarea in vitro, iar peste câteva luni va deveni o mămică fericită. Mai mult, ea consideră că această metodă este dată de la Dumnezeu și nu este o crimă, cum o califică Biserica Baptistă. Embrionul este un om și Dumnezeu va cere socoteala pentru sângele oricărui om care a fost vărsat. Medicii care sunt implicați, părinții care sunt implicați. Eu nu mă gândesc că asta e o prostie. Asta e o... E tot așa, e de la Dumnezeu. Copiii doar ți-o de la Dumnezeu. E drept. Între animale își face așa chestii. De-o pildă, înțelegeți că se face de-o pildă însămânțarea. E drept. Dar la femeie nu se poate sau ce? Persoanele care au venit aici pentru fertilizare au venit pentru o speranță care fertilizarea, de fapt, o dă femeilor. Deci nu e o crimă. Fertilizarea in vitro este un proces prin care spermatozoidul bărbatului fecundează ovulul femeii în laborator. Acolo se formează embrionul, care după 3 zile de la concepție este transferat în uterul mamei. Medicii dau asigurări că fertilizarea nu intervine în dezvoltarea genetică a copilului, iar între fătul creat in vitro și fătul procreat natural nu apar deosebiri. Nu sunt diferențe, adică dacă se primește sarcină cu 2, atunci sunt anumite riscuri, ca și în sarcina obișnuită. Copiii care se nasc, ei sunt, să spunem așa, obișnuiți. Mai mult ca atât, sunt studii care arată că o tendință, să spunem așa, că acești copii parcă sunt mai activi. Toate problemele care sunt în sarcina naturală, să spunem așa, și cea in vitro, ele sunt similare. Potrivit medicilor, prețurile pentru o fertilizare sunt relativ mici. Cele mai scumpe sunt medicamentele. Costul total al unei încercări este de 1.500-2.000 de euro. Această sumă este de 3 ori mai mică decât în țările europene, unde prețul aceleiași proceduri este de 6.000 de euro. Specialiștii spun că în jur de 35-40% din fertilizările in vitro reușesc. Dacă femeia nu a rămas însărcinată din prima încercare, procedura poate fi repetată. Nimeni nu folosește în cosmetic și asta se congelează și de acum pentru următoarea procedură pot fi introduși embrioane congelate. Este o tehnologie progresivă care se folosește în toată lumea. Biserica Baptistă condamnă însă fertilizarea in vitro și spune că aceasta aduce mai multă moarte decât viață. Pastorii baptiști le-au sugerat celor care sunt sterili o altă soluție și anume să înfieze copii. Este sărit peste el, trecut peste aspectul acesta care ține de embrioane care n-au fost implantați. Ori sunt nimiciți, ori sunt dați pentru experimente. Îndemnăm pe cei care nu au copii să înfieze copii. De ce să nu creștem noi copiii noștri? Nu e așa? De ce să ducem noi să creștem copiii cuiva? E clar că și asta nu trebuie de vorbit. Bărbatul are milioane și milioane, sute de milioane de spermatozoizi. Femeie e mai ușor să atât 500 de mii de copii ar putea apărea. Haideți să o condamnăm că ea n-a rămas gravidă în fiecare ciclu și s-a pierdut viața cuiva. În terminologie medicală se socoate viața atunci când se constată bătăile cordului fetal. Iată, atunci putem spune că este viață. În Republica Moldova, fertilizarea in vitro a fost legalizată în 1995, odată cu adoptarea legii cu privire la ocrotirea sănătății. Potrivit datelor statistice, în țara noastră, în urma fertilizării in vitro se nasc anual circa 500 de copii. Fertilizarea in vitro a fost realizată pentru prima dată de către medicul britanic Robert Edwards în iulie 1978, într-o clinică din Londra.